Severica Covaci a cerut să fie analizată posibilitatea de a fi redeschise târgurile, ținând cont că numărul focarelor de pestă porcină africană a scăzut în ultima perioadă. La nivelul întregii țări, în ultimii ani, târgurile de animale au fost închise, producătorii locali, micii fermieri, aflându-se în imposibilitatea de a vinde sau de a cumpăra animale, fapt care le perturbă în mod evident activitatea. Acesta este motivul pentru care agricultorii au cerut în nenumărate rânduri redeschiderea târgurilor tradiționale. Având în vedere că focarele de pestă porcină africană au scăzut în număr și intensitate, constatându-se o reducere a impactului acestui virus asupra efectivelor de animale, vă pun în vedere a supune analizei posibilitatea redeschiderii târgurilor respective, redând agriculturii de subzistență șansa pentru care producătorii agricoli trudesc din greu. Severica Covaci a precizat la finalul interpelării că așteaptă un răspuns din partea celor responsabili, pentru că redeschiderea târgurilor de animale este importantă pentru producătorii locali și pentru micii fermieri.